trei frați de suferință într-o celulă imaginară. După ce ex-președintele Donald Trump a fost pus sub acuzare, bazaconia lui Igor Dodon parcă nu mai pare așa de rușinoasă. Știți că Dodon este cercetat, bănuit pentru o posibilă falsificare de documente oficiale. Igor Dodon a încălcat atunci interdicția de a părăsi, a vrut să încalce interdicția de a părăsi teritoriul Republicii Moldova impusă de instanță de judecată, invocând nevoia de asistență medicală pentru unul dintre copii, și anume voia să plece în România. Asta a ieșit la iveală după ce a dat înapoi cu subsemnatul unul dintre doctorii care i-ar fi dat recomandare. Acum, păcatele celor doi ex-președinți sunt direct proporționale cu statutele lor și cu banii pe care i-au la dispoziție. Spre deosebire de Dodon, Donald Trump are o cercetare și mai complicată. Ar fi dat sute de mii de dolari pentru tăcerea a două cuconete, care i-ar fi șifonat substanțial imaginea dacă s-ar fi apucat să vorbească despre zghihuiala lui Donaldino. Mă rog, cum spunea bunica mea Ștefănie din satul lui Chimăuț, după sac și cărpală. Și luați la bani mărunți, ambii președinți, și Dodon și Donald Trump, spun că sunt victime ale persecutărilor politice și pun mari speranță în răzbunarea lui Dumnezeu. Dreaptă și necruțătoare, dar tardivă. Adică uitați-vă că și coincidența cu mandatul de arestare, proaspătul mandat de arestare eliberat pe numele lui Putin Vladimir Vladimirovici, pentru că ar fi coordonat direct trimiterea copiilor ucraineni în Rusia. Zic, această coincidență parcă diminuează păcatul lui Igor Dodon, sau dimpotrivă, îi dă mai multă importanță. Adică nimbul lui de mucenic lucește și mai tare. Numai că nu cred că lui Igor Nicolaevici îi convine să apară în compania lui Putin, chiar și într-un banc. Cred că se ferește. Înainte vreme îi plăcea să fie chemat la curte, să îi se rostească în public numele, v-am mai amintit, nu? De secvența aia video jenantă după mine, când Putin a fost strâns la colț de jurnaliști, a zis: întrebați-l pe Dodon, spăsite u Dodona on znaet. Acum nici măcar în bancurile celebre cu trei președinți care se iau la întrecere lui Dodon, nu cred că i-ar plăcea să fie alături, mai curând într-o celulă cu Donald Trump decât cu Putin. Eu zic că mai umilit decât Dodon a fost doar Ianucovici, care a și fost recompensat cu un azil de lux la Rubliov, ca în cartierul ăla de lângă Moscova. Iar Igor Nicolaevici nu s-a ales nici măcar cu o fabricuță de lumânări din relația specială cu șeful de la Kremlin, deși de unde să știm noi ce capete de salam i-au căzut în poală fostului președinte moldovean. În schimb, în Wikipedia va rămâne catalogat drept primul președinte al Republicii Moldova, tare sper și singurul, care a fost prins cu o caua mică, cu un fals în documente, exact în faza de derivă a carierei sale politice. Pe curând!